Decupăm, iubiții mei, pentru seara aceasta din Evanghelia după Matei, trei texte, trei fragmente. Și fiecare fragment este cu și despre ucenici, ucenicii Domnului. De asemenea, am să vă invit prin cele trei fragmente la mare, tot e sezonul de concedii, la munte și în grădină. La mare, la munte, în grădină. Eu zic că e o ofertă bună. Pentru mare, deschideți, vă rog, la Matei 4 cu 18 la 22, Matei 4, 18. Pentru munte, la capitolul 5, primele două versete. Și pentru grădină, Matei 26 cu 36. O să avem răbdare și cu meșterul de la calculator ca să ni le poată pune pe acestea. Matei 4, 11. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și șcârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. 5 cu 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe. 26, 36. Nu vom citi tot pasajul, 36, și apoi mergem la versetul 50 și 56. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. 50. Iisus i-a zis lui Iuda, prietene, ce ai venit să faci, fă. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. 56, final. Atunci ucenicii, toți ucenicii, l-au părăsit și au fugit. Amin. Să ne așezăm. Te poți îndoi, dragul meu, de vocația celui care îți vorbește în această seară, celui care îți predică. Te poți îndoi chiar și de vocația celui de lângă el, de colegului. Te poți îndoi, în general, de vocația oricăruia din biserică. Este el chemat pentru asta? Uneori avem argumente pro că este chemat. Alteori ne îndoim și punem deasupra vocației celorlalți un mare semn de întrebare. Sau, dacă nu de întrebare, de mirare. Și ne întrebăm și noi, în termenii aceia din Vechiul Testament, oare și Saul este printre profeți? Poți să faci un pas mai departe dacă ești atât de curajos și te poți îndoi de propria ta vocație. Cred că aici ești mai bărbat. Ești mai bărbătos, ești mai curajos să pui la îndoială propria ta vocație, să te întrebi într-un moment de sinceritate, sunt eu cu adevărat chemat pentru asta? Oare mi-a zis mie Domnul să fac asta? Oare n-am înțeles eu greșit? Oare nu cumva mă așez pe locul altuia? Oare n-ar putea cineva de aici, da, chiar de aici, să facă lucrul acesta mai bine?
Această frământare, dacă nu este anxioasă, dacă nu e obsesivă, dacă nu e încărcată de complexe, de inferioritate, să știți că e bună. Toți avem nevoie, indiferent de vocația pe care o avem, să ne oprim din când în loc și în momente de maximă sinceritate și introspecție, să ne gândim dacă despre noi era vorba sau ne-am băgat noi, a fost râvna noastră, a fost ambiția noastră, a fost, nu știu, impulsul nostru de moment, a fost o decizie emoțională. Cred însă că sunteți în asentimentul meu și iată de unde începe predica. Niciunul de aici nu ne putem îndoi sau n-ar trebui să ne îndoim de vocația celor 12 oameni pe care îi numim pe bună dreptate ucenicii lui Iisus, oameni pe care nu i-au ales alți oameni, pe care nu i-a votat o biserică sau alta, oameni pe care i-a ales cine? Iisus, Fiul lui Dumnezeu. De vocația lor, vă rog să nu vă îndoiți. De noi și de dumneavoastră din plin. Semne de întrebare multe. Câte puteți duce? Semne de mirare și mai multe. Alea sunt mai ușor de dus. Reflecții și întrebări, cântăriri de tot felul, să-l întorci pe celălalt pe toate părțile și uneori pe tine, minunat. Dar dacă avem nevoie mental, conceptual, de un punct fix, vocațional, în viața noastră, în credința noastră, ceva la care să ne întoarcem, ceva spre care să privim ca spre un debut, ca spre ceva inițial, ca spre ceva frumos, aproape ideal, mult departe în timp, nu-i așa, 2000 de ani departe, în spate. Ei bine, vocația ucenicilor care devin apostoli a fost o vocație unică, superioară, excepțională, magnifică, pentru că cu adevărat oamenii aceștia sunt irepetabili în istorie câtă vreme pe ei i-a ales Iisus și ei au debutat, ei au făcut biserica să pornească la drum și să ajungă slavă Domnului prin Duhul Sfânt până la noi. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu nu doar că a venit pe pământ și s-a întrupat din fecioară și s-a botezat în Iordan de către Ioan Botezătorul, ci îi mulțumim că imediat după botez a început să-și recruteze ucenici și n-a slujit singur, nici Fiul lui Dumnezeu n-a slujit singur, s-a înconjurat de ucenici, oameni de rând, cum vom vedea, oameni cu atâtea slăbiciuni și în ei a vădit Domnul o vocație specială și uneori spectaculoasă. Îngăduiți-mi să privim în Evanghelia după Matei, doar în această Evanghelie, și să vedem trei ipostaze ale vocației ucenicilor, pe care, respectând proporțiile, aș vrea să le aplicăm și la noi, la viața noastră și la vocațiile noastre. Sunt trei ipostaze. Prima dintre acestea, ne întoarcem la Matei, capitolul 4, versetul 18 până la 22, primul fragment citat, este ceea ce am putea să numim pe bună dreptate chemarea. Chemarea. Totul începe cu o chemare pe care i-o face cineva sau le-o face cineva acestor oameni, oameni care erau implicați în activitatea lor, în viața lor de zi cu zi, și când zicem chemare, deja spunem în spate că o chemare presupune că cineva cheamă și cineva este cum? Chemat. Pentru ca să existe chemare, respectiv mai târziu ucenicie, e nevoie să fie o inegalitate, subliniați, o inegalitate. Știu că ne este dragă egalitatea și egalitarismul a făcut mari victime în istorie, în biserici și în familii. Egalitarismul. Și nu zic mai mult. Mai departe fiecare să ne gândim. Și dacă găsiți că nu e adevărat, mai bine. Dacă e adevărat, să ne temem. Ca o chemare să poată fi făcută cum trebuie și cu efect, neapărat unul trebuie să fie mai mare și altul mai cum. Unul trebuie să știe și altul să nu știe. Unul să poată și celălalt să nu poată. Iar cel care e mai mare, care poate, care știe, e Hristos. Iar cel care e mai mic, neștiutor, și neputincios e omul.
Oamenii în general? Da. Silogismul lui Aristotel. Toți oamenii sunt neputincioși, nu? Eu sunt om. Deci eu sunt neputincios. Cel mai simplu silogism. Nu trebuie să umbli la școală să-l înveți. Omul este mereu obiectul chemării lui Dumnezeu. Omul, fie el și păcătos și deocamdată departe de Domnul și de biserică, este un potențial ucenic al lui Hristos, pentru că noi nu putem să vedem omul cum îl vede Dumnezeu, deși sigur că ne străduim, doar că nu ne iese, ne dă mereu cu virgulă. Domnul însă, care toate le știe, care toate le ține în mâna lui, pentru că e mai mare și le știe și le poate, el inițiază chemarea. Așadar, când vorbim de chemarea ucenicilor, vorbim implicit de inițiativa pe care o are Dumnezeu, pentru că în toate lucrurile care privesc mântuirea omului, inițiativa o are Dumnezeu. Omul e atât de slab încât nu poate să inițieze. Și atunci inițiază Dumnezeu, slavă lui. Pe cine cheamă Domnul? Cheamă niște oameni, adică două perechi de frați, la început, cum vedem în text, care sunt atât de diferiți unii de alții. Îngăduiți-mi să semnalez un pic aceste diferențe și să ne bucurăm de pasajul biblic. Ei erau diferiți din punct de vedere familial, da, din perspectiva familiilor lor de origine. Prima pereche se numește Simon și Andrei. Vreau să vă aduc aminte că Simon, zis și Petru, dar Simon, numele inițial, este un nume semitic, evreiesc, dacă vreți, iar Andrei era un nume, dacă ăsta e evreiesc, celălalt era grecesc, un nume grec. Sigur că îți vine să te întrebi cum e posibil ca doi părinți evrei să pună nume grecesc. Dar cum să nu fie posibil că astăzi, bună oară, atâtea cupluri pun nume din Anglia, din America, din americanisme, englezisme, că nu știi cum se scrie. De aceea pun nume așa, ca să ne vedem noi cât suntem de slab pregătiți. Ești mereu ca la examen. Dar cum să scriu să nu greșesc? Scrie tu. Aceștia se trăgeau din Betsaida, mă rog, se stabiliseră în Capernaum, dar se trăgeau din Betsaida, orașele sunt apropiate, în zona Mării Galilei, o zonă cosmopolită, ceea ce e posibil să fi fost o familie mixtă, adică bănuim că părinții lui Simon și Andrei să fi fost unul evreu și unul grec. Iar apare o complicație, pentru că evreii știți bine că erau foarte riguroși cu căsătoriile. Și atunci probabil că tata a fost grec, așa îmi place mie să-mi imaginez, și la primul copil, primul băiat, tata a zis, Doamnele întâi, nu? Pune-i tu un nume de la voi, de la evrei. Dar al doilea băiat a zis, acum mai pun eu nume. Și așa avem Simon și Andrei. Doar că despre familia lui Simon și a lui Andrei, despre părinții lor, nu mai știm nimic, afară numai de ei, de chemarea aceasta a lor. O familie anonimă și simplă, chiar așa, anonimă și simplă. Un pic mai sărăcuță, după cum o să vedeți. A doua familie, familia lui Zebedei, unde avem pe Iacov și pe Ioan, era o familie mai cunoscută și mai influentă. Vă aduc aminte că de-a lungul Evangheliei, să știți că mai apare și nu tata, asta e surpriză pentru secolul I, nu tata apare, tata apare aici, adică Zebedei, tata apare ca un tată părăsit, că zice că au lăsat și corabia și pe cine? Pe tata. Nu știu după care ori fi prâns ei mai mult, după corabie sau după tată. Mă depinde de tată, știi? Dar se poate că după corabie mai mult. Or scăpa de gura lui tata, dar de corabie cumva... Că doar mai repede te atașezi de lucruri decât de oameni. Mai ușor întreții cu obiectele o legătură. Vă aduc aminte că mama fiilor lui Zebedei, soția domnului Zebedei, doamna Zebedei, într-o împrejurare, atâta de bine le-a înțeles ea, se apropie de Domnul și îi zice, când vei veni, Doamne, în împărăția ta, feciorii mei, băieții mei, fiii mei, Iacov și Ioan. Eu numai atât am doresc. Eu îi muri, eu nu-i mai trăi pe atunci. Dar eu îmi doresc ca să stea unul la dreapta și unul la stânga. Și ea deja și-a făcut poză cu ei. Poză de grup. Nu orice mamă din secolul I se putea gândi la așa ceva. Bunoară, mama mea, femeie simplă din prima categorie, niciodată nu s-ar fi gândit să mă pună lângă cineva.
Încă mi-a zis, locul tău nu e acolo, locul tău e la smerenie. Tu să nu te vezi, tu să fii nevăzut. Mama fiilor lui Zebedee, alt nivel, altă aristocrație, altă bogăție, cum am să vă conving, altă situație. Mama fiilor lui Zebedee i-a așezat unde trebuie, în poziții cheie. De asemenea, specialiștii spun, exegeții, că în capitolul 27, versetul 56, unde se enumeră acolo câteva femei care l-au însoțit pe Domnul spre crucificare, una dintre acelea se prea poate să fi fost mama fiilor lui Zebedei, mama lui Iacov și Ioan. Ori dacă ea este acolo, înseamnă că ea a fost prezentă și în situația pe care v-am descris-o și în cealaltă. Deci avem de-a face cu o familie cunoscută și influentă. Înțelegem că Domnul cheamă și din familii sărace și din familii, nu ne grăbim deocamdată cu bogăția, și din familii influente, cu o anumită influență. Sigur că pentru prima fază zicem cu toții slavă Domnului, că cam toți suntem sărași pe aici, dar faza a doua ne dă cumva cu virgulă, adică lasă să cheme Domnul numai dintre săraci. Așa cum am auzit noi tot umblând la biserică, care umblăm de mult la biserică, că zice, între voi nu sunt mulți învățați. Și apoi câte unul urcă la ambon și chiar ne dovedește că nu sunt mulți învățați. De la microfon ne arată treaba asta. Ca să fie clar că ce scrie, da și amin. Să nu fie mulți învățați. Să vorbim anagramat, imposibil de ascultat. Dar ei erau diferiți și sub aspect profesional. Și aici vine un pic și cu bogăția ce v-am zis. Priviți, vă rog, la un detaliu impresionant, zic eu. Zice că primii, Simon și Andrei, ăia simpli, pescuiau de pe mal și foloseau o mreajă, și pentru mreajă e un cuvânt anume, pe când Iacov și Ioan pescuiau nu de pe mal, unde șansa de a captura, de a prinde, e mai mică totuși, ci pescuiau din larg, dincolo de geamăndur, și pescuiau din corabie. Exegeții spun, atenție că se folosesc cuvinte diferite. Și zice că e un cuvânt pentru mreaja primilor doi, care e o mreajă de oameni simpli, manipulată simplu de pe țărm, unde eficiența în pescuit este minimă. E un mod rudimentar de a face, cum să spun, lucrul ăsta. Și e un alt cuvânt pentru mreaja celorlalți, care zice că și ei își curățau mrejele, și un alt cuvânt sunt mreje de corabie, mreje mari, da? Năvoduri uriașe, profesionale, da? Unelte profesionale. Prin urmare, primii erau pescari, să zicem, amatori, să zicem că aveau un PFA, cum am zice noi astăzi, PFA, o ispită, adică. Ei, alții aveau firmă, plăteau impozite, chestii. Ei, erau cu firmă mare, cu reclamă, cu marketing. Prin urmare, unii erau săraci primii și Domnul cheamă dintre săraci, și aici nu vreau să ne entuziasmăm prea mult, că acum noi toți zicem, aleluia, dar țineți-vă bine, Domnul cheamă și dintre cei care? Bogați, ăștia ne dă nouă cu virgul. Atât ai de mare Domnul, că îi cheamă și pe unii și pe alții și pe toți îi pune împreună, și chemarea lui e mare în diversitatea ei. Și ne uimește Domnul cum poate uni oameni din lumi diferite. Unul n-are corabie, ăsta are corabie, ca și cum unul n-are mașină, ăsta are trei mașini. Păi ce să dea una, zice, dar unde scrie? Nu scrie despre mașini, să nu dea atunci. Ăla rămâne tot cu trei, poate își mai cumpără, ăsta are numai bicicletă. Dar ei... În chemare, vedeți, chemarea, lucru suprapământesc, lucru spiritual, lucru de dincolo de lumea aceasta, chemarea lui Dumnezeu, chemarea aceasta vocațională, frumusețea este tocmai în această diversitate, că nu contează starea ta economică, starea ta culturală, starea ta profesională, familială și așa mai departe. Chiar nu contează de unde vii, câtă vreme răspunzi chemării, tu ești a Domnului, tu lucrezi pentru Domnul, tu îl reprezinți pe Domnul, și minunat este să avem mărturii din toate sferele sociale, să ne ajute Dumnezeu. Și mai fac o afirmație, dumneavoastră, cred că credeți asta, dar o fac așa în mod retoric.
Noi să facem bine să credem că Evanghelia este și pentru cei bogați. Să aibă Domnul milă și de ei. Și să mai credem că Evanghelia este și pentru cei cu multă carte, ați auzit, multă, mai multă ca noi toți de aici la oaltă. Să facem bine, nu cumva să restrângem Evanghelia numai la cei care au bani puțin și minte puțină. Să credem că aceeași Evanghelie nu jignește nici mințile cele mai înalte și mai alese și mai rafinate. Și nici oamenii cei mai bogați. Și să nu privim noi spre ei cu jind și să le închidem cumva ușa, pentru că Hristos îi cheamă pe toți. Și când zicem pe toți, zicem și pe ea din clasele superioare. Să lucreze Dumnezeu. Și tare ne-am bucurat și la noi, aici în biserică, să lucreze Dumnezeu în felul ăsta. Ca să fie o diversitate. Și să vedem cum putem să ne smerim, cum putem să ne unim în Hristos. Slăvit să fie El. A doua dimensiune, a doua ipostază a uceniciei, este echiparea. Prima era chemarea. O chemare, cum vedem, autoritară, imediată după botez. A doua este echiparea și pentru aceasta priviți împreună cu mine, fără să intrăm în detalii, în capitolele 5, 6 și 7. Avem aici trei capitole care cuprind o sinteză a ceea ce numim pe bună dreptate predica de pe munte. Trebuie să știm, dragii mei, și facem asta doar ca un survol, că în Evanghelia după Matei există această... Probabil că e o chestie redacțională, adică se pare că Matei a gândit să scrie în felul acesta, așa credem noi acum. Există principiul numărului 5, adică apar multe elemente cu numărul 5. De ce? Pentru că Iisus în Matei este noul Moise. Știți că în fiecare Evanghelie Iisus are un alt chip. Iar în Matei este noul Moise și dacă Moise s-a urcat pe munte în Exodul sau pe muntele Sinai, aici Domnul, ca să-și țină prima cuvântare, urcă pe munte. De aceea și la schimbarea la față, doar Matei spune s-a urcat pe un munte înalt. Și din nou este muntele înalt. Și de obicei, în Evanghelia după Matei, Domnul este mai legat de munți decât în celelalte evanghelii, pentru că Moise a avut o relație cu muntele, muntele teofanic, Domnul are o relație, într-un fel, cu muntele și relația lui cu Tatăl. Prin urmare, dragii mei, există acest element de cinci. Iar ceea ce vrem să spunem este că, de-a lungul Evangheliei, spre deosebire de celelalte, evanghelistul ne descrie, ne oferă cinci discursuri ale Domnului. Primul este predica de pe munte, care de obicei este numit discursul despre etică, capitolele 5 la 7. Al doilea este discursul despre misiune în capitolul 10. Puteți să urmăriți, că nu mă supăr în Biblie, puteți să urmăriți. Bine, nu urmărește nimeni, numai așa zic eu că puteți. Al treilea este discursul despre împărăție, capitolul 13, acolo cu cele 7 pilde, sau 5, sau 9, depinde cum le numărăm. Apoi avem discursul despre disciplină, capitolul 18, unde se pomenește cuvântul eclesia, biserică, și discursul despre sfârșit, capitolele 23 la 25. Acolo de obicei sunt multe, sau în principiu sunt multe pilde care au legătură cu sfârșitul poporului evreu, sfârșitul lumii, mă rog, destul de complicat. Aceste cinci discursuri ale Domnului au fost pentru noroade și n-au fost. Au fost pentru oricine vrea să asculte și n-au fost. Mai degrabă, cum zice Domnul chiar în Evanghelia după Matei, mai degrabă sensul este cei care de aceea le vorbesc în pildă, ca cei care aud să n-audă, cei care li se pare că înțeleg să nu înțeleagă, dar vouă care v-a fost dat, adică ucenicilor. Echiparea așadar a ucenicilor chemați se face prin cuvinte, cu începere de la predica de pe munte. Dar echiparea se face și prin fapte. Bunăoară, imediat după predica de pe munte, după capitolul 7, avem capitolele 8 și 9, cele două capitole ulterioare, și acolo, dacă dumneavoastră veți număra acasă, veți identifica numai puțin de 10 minuni, 10 miracole pe care le-a făcut Domnul, iar evanghelistul Matei tocmai asta vrea să spună, prezentându-l pe Domnul într-un mod profetic, că el a fost puternic în cuvinte, vezi predica de pe munte, și în fapte, adică cele 10 miracole, minuni pe care le-a făcut Domnul. Chiar sunt 10, dacă le numărați cu atenție. Echipare prin cuvinte,
echipare prin fapte, echipare prin ucenicizare. Domnul îi ia cu el, îi dojenește, îi mustră, îi scoate din valuri, cum observăm în capitolul 14, le spune uneori puțin credincioșilor, uneori îi dojenește pentru că nu înțeleg anumite lucruri, îi trimite, îi face copărtași cu el la polemicile care le are cu liderii religioși de la Ierusalim. Vreau să vă aduc aminte ca o paranteză că după ce ajunge în Ierusalim, Domnul înainte de patim, în Evanghelia după Matei există 5 controverse, iarăși 5. 5 controverse pe care Domnul le are cu liderii iudaici, iar ucenicii sunt prezenți la aceste controverse. Atât v-am zis cu 5 și am uitat să vă spun de ce cu 5. Cu asta trebuia să încep. Păi Pentateuhul, câte cărți are? 5, care se numesc cum? Cărțile lui Moise. Dar Deuteronomul, asta e o întrebare mai grea, de la ușor la greu. Dar Deuteronomul câte părți are, nu câte capitole, câte părți? Textul sugerează câteva părți. Câteva momente de respiro în care Moise, avem impresia, avea totuși o vârstă, 120 de ani, că se oprește să bea un pahar cu apă, să se așeze. Și apoi continuă. Deuteronomul are, acum e intuitiv, are 5 părți. Exact. Și ultimele sunt binecuvântări și blesteme. Ultima parte. Întotdeauna binecuvântările sunt lângă blesteme și blestemele lângă binecuvântări. Cam viață. Amestecate sau toate. Și atunci numărul 5, cu o valoare simbolică uriașă pentru antichitate, este luat de Matei și a așezat și așează cumva materialul Evangheliei, ținând cont de acest număr, ca evreii să-l poată accepta mai ușor pe Hristos, văzându-l ca pe noul Moise. Înțelegem de aici că Domnul nu doar îi cheamă pe ucenici și apoi lasă de izbeliște, ci trei ani și jumătate, se ocupă de ei cu multă răbdare, cu foarte multă atenție și traversează cu ei tot felul de stări, tot felul de împrejurări. Mai înțelegem de asemenea că Domnul nu doar ne cheamă, ci ne oferă resurse de cuvinte, de fapte, de împrejurări, oameni, mentorare, resurse, toate acestea ni le oferă cu mult drag ca să ne echipeze. Și fie ca nu doar să ne bucurăm de chemare, ci să învățăm să ne echipăm și să slujim echipați lui Dumnezeu, fiecare în vocația noastră, să ne ajute Domnul. Când vezi pe altul slujind, cu vocația lui zici ce simplu e, fă și tu. Așa mi-a zis recent cineva, care zice că mult mă urmărește în sensul bun al cuvântului, și uneori îmi lăsați impresia că și doar și eu aș putea predica așa. Așa simplu, așa. După aia mă gândesc, nu e chiar așa simplu. E simplu ce ajunge la noi, dar dumneavoastră lucrați acolo în spate. Lucrez, am zis. Că numai cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Dar cine lucrează, să mănânce. Nu mult, dar să mănânce. Un pic. Adică trebuie să ne echipăm, adică trebuie să șlefuim. Fraților, orice chemare am avea, aceea trebuie să fie dinamică, aceea. Uitați-vă la tineri, că noi nu suntem exemple bune. Tinerii care cântă, câtă repetiție fac ei. Și cum se sfădesc ei la repetiție. Și cum se ispitesc ei acolo. Și cum se supără dirijorul pe ei și ei pe dirijor. Și e lucrare mare acolo. Și o taină mare. De-aia se face în taină, fără filmări, fără... Nu se face duminica. Aia trebuie zi aparte. Doar n-ar ieși așa frumoasă muzică. Numai că vine aici înaintea noastră, îmbrăcați frumos. Nu-i de ajuns să te îmbraci frumos. Echipare. 3. A treia și ultima ipostază, mergem în capitolul 26, la patimile Mântuitorului, încercarea. Ucenicia, vocația, se pare că nu are doar chemare și echipare, ci are și, mulțumesc pentru entuziasm, încercare. După ce am fost la mare și la munte, mergem în grădina Ghețimani, unde Domnul, n-am citit textul, doar vi-l povestesc, se duce împreună cu ucenicii
După aceea agonizează în grădină, după cum știm, apoi după versetul 47 spune că a venit Iuda, unul dintre cei 12, vânzătorul face convenția cu cei cu care vine, pe acela pe care îl voi săruta eu, să știți că acela este, se apropie de el, versetul 49 îi zice cu foarte mult sarcasm, cu foarte multă viclenie, plecăciune învățătorule, îl sărută, Domnul îi zice, prietene, ce ai venit să faci, fă, oamenii au pus mâna pe el, unul dintre cei ce erau acolo, aici nu îi se dă numele, dar noi știm că era Petru, zice că a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea, iar din Evanghelia după Ioan aflăm că pe robul acela îl chema Malhu, a scos sabia, aici vă rog un pic să fim atenți cu sabia, cred că am explicat eu cândva la Paști asta. Aici Cornilescu a tradus sabie că, vezi, Cornilescu nu a fost în război și apoi eu a fost cumva în locomie pe sabie. Dar aici nu-i sabie, adică nu-i sabie romană. Să nu vă imaginați că Petru a fost înarmat cu o sabie romană, care era o sabie dreaptă și pe care nu aveai dreptul să o ai, în sensul nu poți să ai port ilegal de armă, cum ar fi, nu putea el să aibă. Acolo e un cuvânt care se referă la un cuțit și ca să vă liniștesc, e un cuțitaș care e încovoiat și este cuțitașul pescarului cu care îi viscerează peștele. E bine, poți omori omul cu el, dacă te străduiești un pic. Și cuțitașul acela, deci el avea. Am auzit o replică a unui coleg, zice că puteau să aibă toți să fie înarmați, dar numai Petru s-a înarmat. Nu e adevărat, toți care erau pescari aveau la ei această recuzită, acest... Numai că Petru s-a gândit să o folosească și în alte împrejurări decât într-un fel. Petru a fost în logica chemării, că Domnul i-a zis, o să vă fac pescari de oameni, așa că, iată. Acum era o bună captură. Robul marelui preot Malhu, să vi-l imaginați, că era echipat din punct de vedere militar, și aici este o disproporție, asta încerc să... E o disproporție, adică ce face Petru este să te lupți cu morile de vânt, adică cum să faci așa ceva? Totuși reușește, ăsta nu a fost atent, și reușește să-i taie urechea. Domnul îi pune urechea înapoi și spune, pune înapoi cuțitașul. Pe cine scoate cuțitul? De cuțit va pieri. Că cine dezvoltă violență, de violență va fi răpus. După momentul acesta, dragii mei, Domnul Iisus le ține un mic discurs, în clipa aceea, zice că Iisus, versetul 55, a zis gloatelor, ați ieșit după mine ca după un tâlhar, acestea sunt niște versete care apar doar în Evanghelia după Matei, și finalul versetului 56, surprinzător pentru noi, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Toți au fugit. Menționăm, dragii mei, de obicei fuga ucenicilor, dezertarea lor, faptul că l-au părăsit pe Domnul doar la sărbătorile pascale. Ei bine, îngăduiți-mi în seara aceasta, în câteva minute înainte de încheiere, să dezvoltăm puțin această temă, cum n-avem vreme de ea la sărbători. N-avem vreme de ea, că atunci ne grăbim, că sunt multe cântări și corul trebuie să cânte foarte mult și copiii cântă la Crăciun. Dar vreau să zic, cântă tinerii și sunt multe solouri și fiecare trebuie să cânte, că altfel iese mare ispită. Dacă nu cântă, și atunci trebuie să cântăm. Poate n-avem vreme, acum mai cu calm, avem un pic vreme. Da, toți l-au părăsit. Ce aș vrea să reținem însă este că în această părăsire, care i-au făcut-o în gestul lor, în căderea lor, nu este imoralitate, nu e o cădere din moralitate, că ei nu s-au dus să săvârșească păcate trupești, să fure, să tâlhărească, mă înțelegeți? Nu e o cădere în imoralitate. Da, e o cădere, dar nu în imoralitate. Detaliul e foarte important. Ei nu au fugit de lângă Domnul când l-au văzut pe Domnul prins, pentru că au vrut ei să facă ce nu și-au permis să facă cât au umblat cu Domnul. Și le-a fost ciudă că umblate ei la biserică și alții între timp se simțeau bine și făceau tot felul de păcate și plăceri și acum și ei. Nu-i vorba de asta. De asemenea, nu este o renegare a lui Iisus. Ei nu afirmă că nu mai cred în Iisus, că nu mai vor să se întoarcă la Iisus, dovadă că se vor întoarce la Domnul. Dovadă că vor fi recuperați de Domnul. Nu este renegare. Și sper să nu vi se pară prea mult. Nu este trădare. Ceea ce fac ei nu e trădare.
Dar bine, frate Ghiță, și ce-a făcut Petru în curtea marelui preot? Că de trei ori s-a lepădat de Domnul, nu a fost trădare? Nu. În sensul adevărat al termenului, n-a fost trădare. Dintre cei 12, câți sunt trădători? Cu adevărat trădători. Unu. Și nu se numea Petru, ci Iuda Iscarioteanu. Vă rog să nu-i punem în aceeași oală cu Iuda. Asta de fapt vreau să spun. Fuga lor rușinoasă, fuga lor regretabilă, pe care ei înșiși, primii, au regretat-o și au reparat-o după aceea, întorcându-se la Domnul, când Domnul i-a căutat după înviere. Dar fuga lor nu este imoralitate, nu este renegare, nu este trădare. Nu, fuga lor, dragii mei, fuga lor este spaimă pură. Este spaima aceea că și ei pot să fie prinși, că viața lor este în pericol. Ei n-aveau ceva cu Domnul când l-au părăsit, ei doar vreau să-și scape ce? Viața. Simțiți diferența? Ei nu vor să-i dea lui Iisus o lecție. Ei nu vor să-L pună pe Iisus într-o lumină nefavorabilă. Ei nu vor să spună proiectul lui Iisus a căzut. Ci ei vor să spună ne scăpăm pielea, fugim ca niște disperați, fugim ca niște copii, fugim ca niște oameni slabi ce suntem. Totul se pare că s-a fracturat. Noi nu mai înțelegem ce s-a întâmplat, deși Domnul i-a prevenit că va fi dat în mâinile celor fără de lege. Domnul i-a prevenit. Dacă am zis că nu este nici aceea, nici aceea, nici cealaltă, totuși o cădere este. Ce cădere? Despre ce cădere vorbim? Dacă vreți, putem să formulăm, aici e o cădere vocațională, o cădere din vocație, nu din credință. Ei au fugit câteva zile de Domnul, s-au ascuns pe unde au putut, dar n-au căzut din credință, nu și-au renegat cei 3 ani de ucenicie. Au căzut doar din, cum am zis, vocație. E bine că au căzut? Nu e bine. Să cădem, ba să nu cădem. Dar în fața marilor presiuni, cam toți cădem, nu din credință. Și sper că nu din credință. Să ne ajute Dumnezeu să nu cădem din credință. Dar cădem din ce? Din vocație. Și pentru un timp, din cauza spaimei, a ofensei, din cauza tulburărilor din mintea noastră, din cauza unor evenimente, pentru un timp, punem vocația pe stand-by, o punem pe pauză, o punem... Nu-L vorbim de rău pe Dumnezeu, nici biserica. Nu avem probleme cu Dumnezeu, nici cu biserica. Avem probleme cu cine? Cu noi înșine. Încerc să spun, iubiții mei, și cu gândul acesta aș vrea să pornim spre rugăciune, că avea o vocație e un lucru minunat, doar că acea vocație, în primul rând, trebuie să fie rodul chemării lui Dumnezeu și nu a unui om, ci a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost cel mai contestat dintre apostoli, cel mai contestat. Și știa el de ce. Pentru că n-a umblat cu cine? Cu cine n-a umblat? Cu Iisus. Și mai știa de ce. Pentru că el, ani de zile, ce a făcut? A prigonit biserica. El a știut bine când a acceptat slujirea apostolească că toată viața va fi contestat și acea contestare nu se va stinge niciodată. De aceea, atunci când vorbește despre el, de obicei vorbește în termenii nu l-am cunoscut pe Domnul, n-am umblat cu Domnul cum au umblat ceilalți, eu am fost un prigonitor al creștinilor. Cel mai contestat dintre apostoli. A avut singura apărare înaintea lor, citiți asta, vă rog, în Galateni și în Corinteni, în special, spunând, ceea ce mă face să stau cu demnitate înaintea voastră și să revendic o anumită autoritate între voi, este că nu un om m-a chemat, ci Domnul m-a chemat. Asigură-te că vocația ta e de la Dumnezeu. În al doilea rând, asigură-te că investești în vocația ta. Asigură-te că te cheltui pentru vocația ta.
Asigură-te că nu e ușor. Asigură-te că vrei să te dezvolți în vocația ta, că vrei să știi mai mult, să faci mai bine lucrurile. Asigură-te că nu pentru tine faci, nici pentru noi, ci pentru Domnul. Căci Domnul te-a chemat. Ai obosit? Încearcă să te revigorezi. Sau, să zicem mai bine, să ne învioreze Duhul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, te rog, asigură-te că în momentele de încercare nu-L renegi pe Dumnezeu, nu renegi biserica, nu renegi credința, nu-ți renegi colegii, nu renegi tagma din care ești, nu renegi, pentru că nici ei n-au renegat, e doar o clătinare. Așteptând vremuri mai bune și fără îndoială, că așa cum Hristosul cel înviat li s-a arătat ucenicilor și a făcut din ei aceia slabi și fugari, a făcut apostoli, și pe noi ne poate ridica Dumnezeu. Și dacă cineva este într-o cădere vocațională, să-L ridice Hristos. Și să ne rugăm pentru aceasta. Aș vrea rugăciunea de mulțumire, nu doar să-I mulțumim lui Dumnezeu, ci pentru biserică să cerem ca Domnul să facă mai multe chemări. Să dea mai multe daruri, să ne dea mai multe resurse și să ne ridice pe cei care am căzut vocațional și ce e în dreptul nostru să facem noi și să ne ajute Dumnezeu. Ne ridicăm, dragii mei, și stăm la această rugăciune deopotrivă de mijlocire și de mulțumire.